să văd copacul cu camera. A bubuit? A bubuit? Da! Jos, pe burtă! Înapoi! Hai, și înapoi acum! Înapoi, înapoi! Stai, că a bubuit! Da! Mamă, ce cală! Cine? Mamă! Ce-am dat în ce mai cald, ești nebun? O nouă explozie, doamnelor și domnilor, la fața locului. Catastrofă în adevăratul sens al cuvântului. Reporterii România TV răniți și ei în această explozie. A bubuit? A bubuit? Da! Jos, pe burtă! Marina, în direct de acolo, vedem oameni pe jos. Marina, ce se întâmplă? Bine v-am regăsit. Încercăm și noi să ne tragem sufletul pentru că am asistat la această explozie extrem de puternică și nu vă pot descrie în cuvinte ceea ce am văzut în jurul meu. Eu și cu echipa am reușit să ne adăpostim după o ambulanță de la Zmurd, însă în jurul meu am văzut oameni pe jos, am văzut pompieri pe jos pentru că a fost o explozie atât de puternică. Vă pot spune că am rămas fără auz. Noi toți de aici, de aici, de la fața locului, am fost evacuați acum undeva mai departe și ni se spune să plecăm pentru că în joc sunt viețile noastre. Nu știm exact cât răniți sunt, dar în mod clar sunt răniți printre salvatori pentru că aceste flăcări au ajuns inclusiv la noi. Am fost și noi foarte puțin atinși de suflul acestei explozii. Nu este o artură extrem de gravă, însă ne-a atins într-adevăr și pe noi suflul acestei explozii. Am văzut un cer roșu și, cum v-am spus, ne-am ascuns după o ambulanță de la Zmurd până când am reușit să ne îndepărtăm de acest perimetru care a fost trasat, însă în mod clar foarte multe, pentru că am văzut carnaj în jurul nostru, am văzut oameni care plângeau, în special salvatorii. I-am văzut pe jos și vedem acum cum sunt evacuați, cum sunt și aceștia aduși în aceste mașini, în ambulanțe și în mașinile de la Zmurd. Nu știm foarte multe detalii despre morți, despre răniți. Sperăm să nu fie vorba despre morți, însă la cum s-a simțit această explozie este aproape imposibil. Încercăm să ne documentăm, să vorbim cu oamenii, însă nu ne putem apropia Marina, mai mult. Marina, du-te către primul echipaj de ambulanță pentru că rănile de la arsuri nu le simți imediat pe corp. Du-te către primul echipaj de acolo de, Zmurd, de la Zmurd care poate acorda îngrijiri. Pentru că se aud, uitați-vă, se aud chiar acum, doamnelor și domnilor, explozii, noi explozii. Raed Arafat surprins de noua explozie. Sunt explozii în lanț, jurnaliști și pompieri răniți, zeci de răniți după, iată, această explozie care a avut loc în urmă cu doar câteva momente și a săzut și noastră chiar momentul în care s-a întâmplat. Salvatorii puși la pământ, vedem în imagini, îi vedem pe cei de la Zmurd puși la pământ, îi vedem pe cei de la pompieri în imaginile cu explozia, doamnelor și domnilor, și ne întrebăm de ce autoritățile nu au evacuat un perimetru mai mare, de ce nu au asigurat zona, au avut oare informații că acolo sunt, adică este o cantitate mare de gaz, a fost o explozie mult mai mare decât prima explozie, trebuiau oamenii evacuați de când a izbucnit această catastrofă acolo, au trecut aproape două ore, timp în care oamenii puteau fi evacuați pe un perimetru mult mai mare și iată, nu vedeam acum imaginile astea cu salvatori puși la pământ, efectiv, de explozie, în condițiile în care ministrul sănătății Alexandru Rafila ne spunea mai devreme că dacă sunt mulți răniți, mulți sarci, apelează la alte state să preia răniții din România, așa cum s-a întâmplat la colectiv. Sunt imagini de acolo în direct, vedeți și dumneavoastră ambulanțele care încearcă de data asta să salveze salvatorii, pentru că acolo în zonă erau pompieri, echipaje de la ambulanță, echipaje de la Zmurd, dar și ziariști, ne spunea colega noastră că este și ea afectată, vorbea de arsuri pe mâini.
Doamnelor și domnilor, zeci de răniți după noua explozie de la depozitul GPL. Primim așadar vești de ultimă oră de acolo. Colegii noștri surprinși, explozii în lanț, jurnaliști, pompieri răniți, ați văzut și dumneavoastră. Ne spun colegii noștri că practic de la zeci de kilometri se depărtare s-a văzut ce s-a întâmplat acolo, această nouă explozie, și acum se aud alte explozii, doamnelor și domnilor. Toată lumea, deci foarte mulți răniți, să vedem acum cât de mult va crește. Scrie colega noastră în aceste bilanțul. Momente, pentru că poate, adică cu siguranță nu poate vorbi de acolo, dar scrie aici către noi și ne dă un mesaj, zice, arși, mulți arși la mine, e carnagiu, colegii sunt arși. Asta înseamnă că și ziariștii sunt răniți. Vorbește despre carnagiu, vedeți și dumneavoastră cea de-a doua explozie foarte, foarte puternică. Probabil acolo era o acumulare de gaz, probabil aveau și rezervoare subterane care, iată, au explodat din cauza focului care a izbucnit acolo. O nouă informație, mai mulți jurnaliști răniți, stimați telespectatori, de asemenea mai mulți salvatori răniți în aceste momente. Aceasta este vestea care vine chiar acum de la fața locului, vestea confirmată, deci foarte multe persoane, foarte multe victime, Simona, chiar acum după această nouă explozie, ați văzut cât de puternică, priviți și dumneavoastră imagine, cât de puternică a fost, ați auzit bumitul. Ia uitați suflul exploziei și cât se înalt în aer explozia de acolo. Cerem explicații oficiale, doamnelor și domnilor, autorităților care s-au îngrijit acolo de ceea ce s-a întâmplat, de ce nu au evacuat zona pe un perimetru mult mai mare, de ce nu au avut informații că acolo sunt acumulări de gaz și urmează o nouă explozie sau explozii în lanț, și nu a mai fi vorbit acum despre salvatori răniți. A ajuns acolo Raed de Arafat înainte cu doar câteva minute de a doua, deci această nouă explozie, însă e clar că zona nu a fost asigurată, s-au încercat, dar nu au asigurat-o corect. Cristina Mihăilescu, colega noastră, se află și acolo la fața locului. Cristina, spune-ne ce vezi, știm că sunt salvatori. Sunteți pompieri. În regulă, Cristina? Da, asta e cel mai important acum. Bine v-am găsit, suntem în regulă în acest moment, însă sunt colegii ai noștri din presă care au nevoie de ajutor, pentru că înțelegem că au fost răniți în urma unei explozii care a avut loc aici în urmă cu doar câteva minute, o explozie foarte puternică, tocmai de aceea ne-am și îndepărtat cât am putut de mult de zona respectivă, în care flăcările ard din ce în ce mai bocnit, fumul este unul extrem de dens. Am văzut puțin mai devreme cum erau oamenii aduși la toate salvările de aici, Simona Ioan, care sunt în apropiere. Noastre sunt pline, să știți, toate aceste salvări, și vorbim de zeci de echipaje aici la fața locului. Au venit atât de la ISU Dâmbovița, de la ISU București, Ilfov, ISU Prahova. S-a activat planul roșu și continuă să vină salvări. Vedeți chiar în aceste momente cum se pleacă către spitale, salvările pleacă una după alta cu oameni cărora le oferă ajutor chiar în aceste momente. Și așa cum vă spuneam, probabil că au mai fost răniți și în urma exploziei care a avut loc în urmă cu doar câteva minute, o explozie foarte puternică care s-a văzut de la câțiva kilometri distanță. Așadar, este în acest moment o acțiune în desfășurare care probabil va mai dura câteva ore. Pompierii încearcă să stingă flăcările de la distanță cu acei roboți pe care i-am văzut, și vedem că, din păcate, avem parte de noi și noi victime pe lângă cei doi morți și cele 8 persoane care au fost inițial transportate la spital în stare extrem de gravă, cu arsuri pe suprafața corpului de aproximativ 80%. Vedem așadar, Cristina, ce e acolo la tine, spun că mai mulți jurnaliști, pompieri, doamne, deci vedeți, e momentul în care, iată, noua explozie și acum explozii în lanț, jurnaliști, pompieri răniți, deci nu a fost suficient, că am avut, tot creștea numărul victimelor, deja 16 răniți, 2 morți, oamenii dispăruți acum. Îmi este și teamă când va apărea mesajul aici, da, la noi în redacție, care este noul bilanț, doamnelor și domnilor. A ajuns acolo la fața locului și Roxana Ciucă și ne transmite că nu mai sunt lăsați să treacă de anumite filtre, pentru că abia acum au securizat cum trebuie zona la o distanță mult mai mare. Puteau să preîntâmpine, iată, rănirea și altor persoane în cea de-a doua explozie. Foarte mare riscul, stimați spectatori, să mai fie și alte explozii. Se știa că în stație sunt mai multe bazine GPL, și cu toate astea, vedeți și dumneavoastră cum a
au asigurat această zonă. Tocmai de asta pericolul foarte mare. Iată o altă informație, doamnelor și domnilor, care vine chiar acum. Explodează butelii la kilometri depărtare de tragedie. În casele oamenilor. Asta înseamnă că acolo a ajuns foc, că zona este foarte, foarte încălzită și iată că explodează butelii în zonă, în casele oamenilor. Colega noastră ne scrie acum că aude țipetele oamenilor care sunt răniți. Asta și e cel mai grav. Ajutor. Au plecat ambulanțele, iată, cu o parte dintre răniții din acest moment. Probabil va fi nevoie, doamnelor și domnilor, de ambulanțe, de salvatori și din alte județe ale țării, județe limitrofe Bucureștiului, care să facă față numărului mare de răniți, probabil și spitalele. Poate domnul Rafila ne dă din nou explicații aici în exclusivitate la România TV, care ar fi noul bilanț. S-a instituit o celulă de criză la nivelul Ministerului Sănătății și probabil și la guvern, pentru că premierul Ciolacu a fost informat despre ceea ce se întâmplă acolo. O nouă explozie. Vedeți și dumneavoastră suflul exploziei, cât s-a înălțat în aer Ioan Corpo, și uitați-vă și dumneavoastră acel nor de foc și fum. Oameni disperați pe explozie, își caută copiii. Marina, venim la tine. Ai fost surprinsă de această explozie, te-am văzut. Iată, chiar acum în imagini ești acolo, în imagine pe care le vedem pe micile ecrane. În primul rând, cum ești, Marina? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu colegii noștri? Spune că sunt jurnaliști răniți, salvatori. Ce e acolo? Descrie-ne ce s-a întâmplat. Bine v-am găsit. Încep prin a vă spune că noi, eu și echipa mea, suntem bine în acest moment. Am fost într-adevăr prinși de această explozie și am fost foarte puțin pârliți și noi pe mâini, suntem roșii pe mâini, însă nu sunt arsuri foarte grave. Am reușit să ne adăpostim la timp după o ambulanță Smurt, nu la fel de norocoși, însă trebuie să spunem din nefericire că nu au fost și colegii noștri, pentru că chiar în aceste momente aici în spatele meu sunt jurnaliști care sunt luați pe targă pentru a fi transportat la spital. Sunt foarte mulți răniți și nu doar jurnaliștii. Nu ne putem închipui ce este acolo printre pompierii care au fost mult mai aproape. Noi eram la 300 de metri de acest incendiu, în linia și în acel perimetru trasat de pompieri, însă chiar și așa am simțit această explozie ca și cum ar fi fost lângă mine. Am auzit un tunet extrem de puternic, am rămas fără auz pentru o perioadă foarte scurtă de timp, o căldură infernală și cerul s-a luminat, s-a transformat într-un cer roșu. Noi am reușit să ne îndepărtăm în siguranță de această explozie, însă pompierii care erau mult mai aproape, din nefericire, au fost surprinși de această explozie. Încercau să acționeze acei roboți, însă chiar și așa am simțit noi de la 300 de metri această explozie. Nu ne putem imagina ce au simțit pompierii ce erau la 50 de metri. Am văzut însă în jurul meu și trebuie să vă spun din start că am văzut oameni pe jos, oameni care plângeau de durere și cereau să fie ajutați. Am văzut mai mulți pompieri care strigau după ajutor. În aceste momente pleacă ambulanțele una după alta, se îndreaptă spre spitalele din capitală. Noi ne-am îndepărtat un pic mai mult de acel perimetru, încercăm să fim în siguranță, pentru că oricând această explozie pe care am simțit-o pe propria piele s-ar putea repeta. Sunt în continuare butelii acolo, care explodează. Înțelegem că sunt și mai multe case ale oamenilor care sunt afectate, care au luat foc și au fost și ele surprinse de explozie. Sunt de asemenea case care au fost afectate privind acea structură de rezistență. Nu mai sunt în siguranță. Știm că erau și câțiva oameni care nu voiau să își părăsească casele. Nu ne putem imagina ce s-a întâmplat cu aceștia, însă este o luptă contra cronometru. Încearcă pompierii să îi salveze atât pe colegii lor, încearcă să îi salveze și pe colegii noștri, dar și pe oamenii ce sunt prinși sub aceste dărâmături, pentru că s-au dărâmat practic bucăți din casă. Am văzut și noi acest lucru. Am văzut cum casele au fost zguduite, pentru că s-a simțit ca un cutremur extrem de puternic. Este o operațiune contra cronometru de aici, de la fața locului, și nu știm când ar putea să se termine, dar este un eveniment poate la fel de grav ca cel de la Colectiv. Mergem la oamenii care sunt acolo alături de colega noastră Roxana Ciucă, oamenii care au reușit să fugă din calea exploziei.
mai sunt în pământ. Dacă cumva ajunge explozia la cea din pământ, ci că se duce mai până... Mai spuneți odată, vă rog, din suflet, că acum am intrat în direct. Mai ziceți odată, după cât am auzit și eu de la lume, de acolo din zonă, am înțeles că au fost două bazine mari afară, una a explodat, iar ci că mai sunt în pământ. Dacă există riscul, dacă cumva ajunge explozia la cele din pământ, e riscul să ajungă până la București deflagrația. Pericol. Nu-mi dau seama dacă suntem în direct în momentul acesta, Simona? Suntem. Roxana, suntem în direct cu tine. Te auzim, Roxana, deși acolo este un zgomot infernal, se aud ambulanțele. Suntem în direct, da. Asta spun. Bun, haideți, iertați-mă, vă rog frumos, reluați-vă că abia aud emisia, vă rog. Deci din spuse, eu am fost acolo ca și orice fiecare cetățean curios și m-am uitat. Am văzut o flacără mare, enorm de mare. După care, după flacără, a fost deflagrația, explozia mare, puternică. Aceea, după care am luat-o la fugă. Și din spusele pompierilor de acolo au spus că mai există posibilitatea să riscul să bubuie încă una, că mai este un bazin mare. Și dacă explodează, Doamne ferește, bazinul ăla? Deci tot ce e în zona aia oricum a luat, după explozia care am simțit eu, că am simțit un suflu enorm de tare în piept. Ce căutați acolo în zona aia? M-am oprit, am fost în trecere și m-am oprit să văd și eu, ca o fiecare trecător, sau ne-am oprit să vedem ce se întâmplă, na. Și după spusele pompierilor de acolo, au spus că mai există posibilitatea și riscul să mai sară una în aer, că e flacăra pe ea. Iar ce am mai auzit de la ei pe acolo, că mai sunt, dacă ajunge flacăra la cele din pământ, există posibilitatea să fie explozia până la București. A bubuit? Na. Doamne ferește, să sperăm că nu stația asta. Nu știu, că nu sunt din zonă de aici. Nu știu ce să zic. Habar nu am. Să dea Dumnezeu și bunul Dumnezeu să fie totul bine și... Tot victime sunt, la greu. După cum vedeți, trec la greu ambulanțele. Care se pot. La explozia care a fost acolo a suflat pe toți. Pe toți, toate persoanele de acolo. Da, Grig, hai cu mine, vină cu aceea camera. Haide. Sunt colegi. Nu mă duc un pic. Hai cu mine, vină. Vină cu mine. Sunt colegii noștri acolo în direct. Îl vedem pe Raed Arafat. Văd aici o fetiță, o vedeți? În aceste momente primește îngrijiri medicale. Mama ei, stimați telespectatori, este în aceste momente prinsă, înțelegem, acolo în nenorocire. Este mama fetiței, da? Nu vreți să vorbiți? Ne spunea tatăl ceva mai devreme că pleacă să o salveze pe mamă și fetița plânge de câteva ore. Ce pot să vă descriu? Uitați-vă cum stau oamenii, se roagă toată lumea la o minune ca să nu explodeze acel bazin. Bună seara! Ce știți, ce ați auzit, ce s-a întâmplat? Al cui era Peco? Nu știm al cui este, dar vinova cine i-a dat autorizație. De cât timp funcționa Peco ăla acolo? Sunt de câțiva ani de zile aici. Câți ani? Sunt vreo 7-8 ani, 10 ani. Sunt mini. Bun, hai să vedem dacă reușim cumva să trecem în partea cealaltă, evident, fără a ne pune viața în pericol. Este și un filtru de poliție. Ia să vedem dacă ne lasă să trecem. Nu vă e frică să stați aici? Bună seara! Momentan nu, să rămână. Ce a explodat aici? No. Câte stații? Câte explozii n-au fost? Câte au fost? Pe puțin 7. 7? Cam așa. Sunteți de aici, din zonă? Da. Ați alimentat vreodată la... Nu, de ce? De ce n-ați alimentat acolo? La cuierea? Pentru că n-am avut treabă cu... Uitați-vă cum trec salvările, stimați spectatori. O salvare! Două salvări în aceste momente. Trei salvări, stimați telespectatori. E puțin spusă. De la ce ai izbucnit? Nu știu, apar nu. Explozia. De la ce a luat foc domnul? Nu știu nimic, nu știu nimic. Bun, văd că e și o nuntă. Grig, hai cu mine, vină cu aceea, văd că e și o nuntă aici, ia să vedem. I-a evacuat pe... Nu o să ne apropiem foarte, foarte... Nu că nu ne apropiem foarte tare, dar mașina de poliție aici, oameni care au fost evacuați de la nuntă. Uitați, nuntă, botez, ce-o fi aici, uitați și mireasa acolo în curte. V-a fost stricată petrecerea, doamnă, a explodat o stație GPL, erați la nuntă, unde erați nu, aici? Nu eram aici în zonă. Nici nu se pune problema de a fi stricată pe petrecere.
Problema este de ceea ce s-a întâmplat. A explodat unul. Este adevărat, petrecerea pentru noi e pe locul 2 acum. Ne gândim totuși la cei oameni de acolo. Vă mulțumesc, mulțumesc tare frumos, aveți mare grijă pentru că înțelegem că mai sunt câteva cisterne încărcate, butelii. Doamnelor, domnilor, e așa parcă desprins din filmele de groază. Nici nu știu, credeți-mă pe cuvânt, nici nu știu unde să mă duc și ce reacții să iau de aici, că am oameni și în stânga, și în dreapta, și în față, și în spate. Toți plâng, toți sunt disperați. Acum când a avut loc ultima explozie, s-au întrebat cu toții dacă nu cumva își caută rudele, că nu și le găsesc. Ați văzut-o pe fetița aia care plângea, mama ei spunea că e prins acolo în deflagrație. Pleacă, stimați respectatori, mesenii de la nuntă, uitați, au venit oamenii pregătiți, acum trebuie să plece acasă, că au fost evacuați, s-au evacuat toate persoanele pe o rază de câțiva kilometri în toată zona asta. Roxana, hai să mergem și la Cristina Mihăilescu, la Cristina Mihăilescu, care și ea se află acolo în zonă. Cristina, tu ești în altă parte. Ce foarte multe ambulanțe, da, vedem, pleacă, vin altele. Ce e acolo? Simona, Ioan, suntem puțin mai aproape de incendiu. Am reușit să trecem noi mai devreme de filtru, înainte ca acesta să se instituie. Să știți că nici nu știu unde să mă mai uit în momentul acesta, pentru că se întâmplă foarte multe lucruri în jurul meu. Sunt foarte multe sarvări care pleacă și vine, se fac în permanență aceste schimburi de salvări, pentru că vedem că sunt noi victime după ultima explozie care a avut loc. Văd undeva în depărtare că foarte mulți oameni sunt urcați pe tărgi în acest moment. De altfel, pompierii se luptă chiar acum să mai scoată încă un robot cu care acționează de la distanță pentru stingerea flăcărilor. Văd undeva în lateralul meu un om care primește chiar în aceste momente ajutor medical într-o ambulanță. Este o adevărată desfășurare de forțe, este foarte multă agitație, nimeni nu stă, salvatorii pur și simplu aleargă dintr-o parte în alta și încearcă să facă tot posibilul pentru a da în primul rând ajutor victimelor de la fața locului, iar mai apoi pentru a stinge incendiu. Vedeți cum aleargă în aceste momente, haideți puțin valiți să încercăm să ne apropiem, se aleargă foarte tare undeva în fața mea, din toate părțile aleargă în acest moment paramedici și se pare că este o situație de criză, probabil că o persoană are nevoie de ajutor în aceste momente. Așadar, doamnelor și domnilor, mobilizare de amploare, vedeți ce vă spuneam, pleacă în permanență ambulanțele, altele vin, sunt zeci de echipaje la fața locului, pentru că au fost mobilizate din mai multe județe, din Dâmbovița, din București, din Ilfov, din Prahova și în continuare se acționează. A venit aici și elicopterul SMURD, s-a activat, așa cum știți deja, planul roșu de acțiune. Încerc să înțeleg în aceste momente ce se întâmplă la salvările care sunt mai aproape de flăcări, pentru că aleargă foarte tare salvatorii și acționează în acest moment. Se pare că este o persoană care are nevoie de ajutor urgent. Cam așa se desfășoară lucrurile aici. De câteva ore bune, vedeți pompieri și paramedici SMURD aleargă în continuu. Roxana e chiar cu oamenii care sunt acolo, care plâng, iată, chiar părinții acelei copile, înțeleg că au apărut. Sunt imaginile durerii, sunt imagini neputinței. Această fetiță ceva mai devreme plângea pentru că tatăl i-a spus că mama a rămas acolo, a fost surprinsă de această explozie. Da, cum ați reușit să vă salvați? Explicați-ne că ați fost în iad acolo. Am fugit. Ce căutați în zona aia acolo? Am fost la o prietenă acasă și atunci a prezentat explozia. V-a prins acolo? Da, eram acolo. Ce s-a văzut? Explicați-ne, descrieți-ne un pic. Lumea disperată, lumea care a murit, lumea... Unde stați? În ce zonă locuiți? Aici, în Crevedia. În Crevedia. Știați de existența acelei stații GPL? Ați alimentat vreodată acolo? Nu. A cui e stația aia? Ce știți despre stația aia? Nu știu nimic. Ce s-a auzit, doamnă, când erați la prieten în casă? Bubuitura. Oamenii erau panicați, erau mașini multe. Da, au murit. Știți cum plângea fetița? Eu nici nu mai aud. Credeți-mă că de la băbuitura eu nu mai aud cu partea asta. Am rămas surdă, nu știu, înfundată, nu știu. Știți cum plângea fetița după dumneavoastră? Știu. Liniștește-te că mama e aici, v-am văzut ceva mai devreme, domnule.
Unde erați când a bubuit? Chiar am luat-o în brațe și am băgat-o după zidul ca cumva să nu sară ceva din această butelie sau ce a explodat. Și m-am plâns și m-am panicat. Știți pe muncitorii care lucrau acolo la stația asta? Nu știu absolut nimic. Nu știu nimic. Noastră unde erați când a... Aici, la Vivicom. Soția, erați cu fata? Nu, soția mea a plecat mai departe și eu am rămas cu fetița aici. Și am zis că stăm pentru siguranță. Vă e frică acum să vă mai duceți acasă, să nu explodeze? Nu e vorba că ne e frică, dar este vorba de... ce poate să mai întâmple mai departe. Asta e problema. Bun. Eu merg și la alte persoane pentru că vreau să iau reacții și mă bucur să vă văd că sunteți împreună. Și mami s-a întors la tine și slavă Domnului că nu s-a întâmplat vreo nenorocire. Cu domnul am vorbit, l-ați văzut ceva mai devreme. Tot văd oameni de aici, dar și nu înțeleg, vedeți noastră, de ce fug. Bună seara, domnul pompier, mai puteți? Domnul polițist, mai puteți? Îmi cer scuze. Pe ce rază nu ne lăsați să ne apropiem de locul nenorocirii? Deocamdată. Nu, dar nu vă pot da detalii. Deci nu ne puteți lăsa să ne apropiem? Cât de periculos e? Nu sunt în stare, vă rog. Deci uitați-vă disperarea autorităților la cât de greu le este. Nu sunt în stare în momentul de față să vă ofer informații, stimați telespectatori. Aici, cu siguranță că ministrul de interne, Cătălin Predoiu, președintele Klaus Iohannis, toată lumea ar trebui să vină și să vadă ce e aici la fața locului. Eu nu pot să descriu în cuvinte și să vă spun, fără niciun fel de exagerare, credeți-mă, ce e aici. Oameni care vorbesc la telefon, oameni care se întreabă dacă rudele lor, prietenii apropiați, au reușit să scape cu viață. Domnule, pe cine aveți dincolo? Eu sunt venit la București, dar trebuie să ajung la Cocani. Și nu putem să trecem. Nu putem să trecem. Ați văzut ce nenorocire. Chiar în zona aici și nu putem să trecem. Așteptăm ce să facem. Nu știu. De ce să fi produs nenorocirea să rămâncem? Habar n-am de ce să vă spun. Nu sunt la curent cu ce s-a întâmplat acolo. Vă mulțumesc tare frumos. Vreau să încercăm să înaintăm în momentul de față. Văd că domn polițist a plecat în partea cealaltă. Hai cu mine. Da. Vino încoace. Aveți pe cineva în partea cealaltă? Să rămână, doamnă. Aveți pe cineva în partea cealaltă? Nu. Dar stați aici în crebezie? Nu, doar decât am venit să văd ce se întâmplă. De unde ați venit să vedeți? De la ce? De la Durza. Și ce distanță e de la 5 km. 5 km. Da. S-a auzit bubuitura, s-a văzut focul de la dumneavoastră de acum? Da. Ce ați auzit, ce ați văzut? Roxana, roagă oamenii care vin acolo să vadă, să se ducă către casele lor, pentru că este să plece de acolo, pentru că este pericol și mai mare. Chiar invitatul tău spunea mai devreme că sunt rezervoare subterane și dacă focul ajunge la ele, o să le zic. Nu credeți? Da, o să le zic să facem noi asta. Ce ar trebui să facă autoritățile? Nu, doamnă? Pe autoritățile fac, doamnă. Ce nu fac? Sunt acolo. Dar de ce nu plecați că s-ar putea să explodeze? Până la 3 km. Nu mai explodează nimic. Păi nu mai stoia, că a fost ultimul bazin care a explodat. Înțeleg că sunt mai multe. Dumneavoastră de ce? Stăm la distanță. Și noi stăm tot cu dumneavoastră la distanță. N-am venit mai târziu pentru că... A explodat mai devreme. Și acum câteva minute a mai explodat una. E ultimul bazin cel mai mare. Știați al cui e pe ăla, cu stația aia? Nu știu de unde să știu mai acolo. Dom'le, de ce nu se evită astfel de tragedii? Și încă o dată, iată că suntem bai de capul nostru. Se dau autorizații așa pe sumână? Păi de unde, doamne, întrebați cu oamenii ăștia? Bun, vedeți, Simona, eu le-am spus tuturor oamenilor, da? Hai să traversăm. Grig, hai cu mine. Bun. Le-am spus oamenilor că cel mai bine ar fi să plece acasă, dar evident că nu vor să ajungă. Avem vestea. Nu pleacă. Ia să trebuie evacuată și avem vestea de ultimă oră. Mai mulți pompieri, mai mulți salvatori sunt răniți, stimați telespectatori. Deja luați unii salvatori cu ambulanțele de acolo după această a doua cu siguranță explozie. Vom apela la ajutor internațional, spunea ministrul Rafila. Bianca Chivu, corespondentul nostru, este în direct. Bianca, înțelegem că nu avem destule locuri pentru arși în spitale, deja apelăm la ajutor internațional. Spune-ne, te rog, care sunt informațiile de ultimă oră despre răniți, despre arși? Exact, sunt informații de ultimă oră. Iată aceeași situație cu care ne confruntăm de azi de zile. Nu sunt locuri în spitale pentru pacienții arși. Au fost transportați deja pacienți în urma primei explozii la spitalele din capitală, însă, spre exemplu, la spitalul Bagdazar Arseni sunt doar 3 locuri
pentru Arș. Atenție! Nici la Spitalul de Mai Arș nu mai sunt locuri în momentul de față, motiv pentru care autoritățile, în special Ministrul Sănătății, ține legătura în permanență cu celelalte spitale din Europa. Asta pentru că cel mai probabil vom cere ajutor internațional, așa cum s-a întâmplat și în urma tragediei de la Colectiv. Nu avem destule locuri în spitale, avem pacienți cu arțuri pe peste 80% din suprafața corpului. Ați văzut în imagine, avem și salvatorii, pompierii, salvatorii, medicii și ei răniți în urma acestor explozii, motiv pentru care cel mai probabil seara noastră va cere din nou ajutor internațional pentru a transporta pacienții, atenție, care vor putea fi transportați, pentru că este importantă și starea lor de sănătate în străinătate pentru tratament. Vedem imaginile de acolo, doamnelor și domnilor, a doua explozie mult mai puternică. Autoritățile se tem că acolo sunt rezervoare subterane care ar putea exploda în orice moment, doamnelor și domnilor. Uitați ce sunt, ce imagini avem acum acolo, Luis Lazarus. Da, cred că trebuie să facem un pic niște precizări în legătură cu felul în care a fost organizat acest depozit, în esență, care avea și o stație și care la un moment dat nu a mai primit de la ISU niciun fel de aviz, deci era suspendat avizul și în acest sens lumea nu mai putea să vină, de pildă, să încarce buteliile. În momentul în care această situație s-a întâmplat, totuși, și aici e de cercetat, au venit acolo cisterne. Deci s-a suspendat propriu-zis încărcarea de butelii pentru populație, dar sunt bazine acolo și cisterne. Într-o incintă se aflau cel puțin 3 cisterne. S-a reușit scoaterea uneia și în acest moment nu am date dacă s-a reușit și scoaterea celorlalte 2 cisterne care scoteau sau introduceau, nici asta nu știm precis, combustibil, gaz, propriu-zis. Încercau, deci, informațiile de acolo să extragă GPL-ul și să-l evacueze de acolo din zonă, dar iată că n-au reușit la timp, pentru că în zonă este foarte cald. Din ce da, dar problema este ce s-a întâmplat din momentul primei explozii. Deci, eu nu știu în acest moment dacă ei mai aveau aviz. Înțeleg că veneau de 2-3 ori în control, poate pe an, cei de la ISU, pentru că asta nu e o chestie care s-a întâmplat ieri cu suspendarea avizului și nimeni nu a luat niciun fel de măsuri. Or, ISU știe foarte bine, ISU știe foarte bine ce e acolo și de ce a retras avizul. Ceea ce înseamnă că și Arafat trebuia să știe. Dacă știa Arafat, de ce a lăsat să se apropie atât de mult și oameni și salvatori? Pentru că nici în acest moment noi nu știm nici câți răniți sunt efectiv, nici câte explozii au fost. Ați văzut că un cetățean de la fața locului spunea de 7 explozii. Da. Nu e că inventăm noi. Omul de la fața locului a spus treaba asta. Or, oficial, în momentul de față, în toată presa, nu există decât informația că ar fi fost 2 explozii. În acest moment îl auzeam pe un cetățean care nu vroia să plece de acolo și eu cred că asta ar trebui să facă toată lumea. Poliția. Să se distanțeze cât se poate, poate de locul respectiv. Poate poliția trebuie acolo să pună filtre și să evacueze masiv. Deci nu știm câte explozii. Oamenii care s-au dus gură cască pentru că își pun viața în pericol. Nu știm câte explozii mai pot avea loc în acest moment, pentru că nu avem date. Foarte bine ar fi ca ISU să dea un comunicat de presă în care să menționeze toate aceste lucruri. Celor de acasă, imediat echipa România TV, reporterul și operatorul nostru, colegii noștri care au fost surprinși de a doua explozie, stimați telespectatori, să nu ne trezim cu al doilea Mihăilești. Să nu ne trezim cu al doilea Mihăilești, pentru că tot așa și la Mihăilești a fost această neglijență. După ce a fost prima explozie, jurnaliști și salvatori s-au apropiat și după aceea, când a explodat din nou, au murit efectiv. Și acum sunt 2 morți raportați. Facem apel către autoritățile statului să evacueze populația masiv. Haideți să mergem din nou acolo la colegii noștri. Marina,
Mergem, stimați spectatori, așa cum vă spuneam, colegii noștri, iată Marina Cioacă și Mădălin Dudeanu, ei sunt colegii noștri care au fost surprinși de această explozie. Tocmai au mers și ei pentru că le arde pur și simplu pielea să ceară ajutor de la salvatori, de la ambulanțe, dar sunt alții care sunt mult mai grav și ei trebuie ajutați. Marina, Mădălin, descrieți-ne puțin, spuneți-ne ce s-a întâmplat în acele clipe acolo. Da! Au fost clipe cu adevărat de panică, pentru că și noi ne-am speriat îngrozitor de tare. Suntem momentan puțin pârliți, ca să nu exagerăm, și noi pe mâini ne simțim căile respiratorii. Întrerupem transmisiunea, Marina, te rog foarte mult. Avem o informație de ultimă oră, risc foarte mare, risc de o nouă explozie. Chiar unde vă aflați voi, Marina, acum vă rog să vă îndepărtați, să plecați de acolo. Întrerupem transmisiunea de acolo cu colegii noștri. Retrageți-vă de acolo, este risc major de o a treia explozie mare acolo în zonă. Facem apel către oameni, către populație, evacuați zona pentru că autoritățile sunt depășite, nu fac față, nu pot crea filtre de poliție. Sunt foarte mulți salvatori răniți, de aia vedeți ambulanțele că pleacă una după alta, pompieri care au fost răniți în această a doua explozie, cum și colegii noștri au fost afectați de această a doua explozie. Facem apel către populație, evacuați de unii singuri acea zonă, îndepărtați-vă cât mai mult, pentru că există informații că urmează și o a treia explozie. Există un rezervor, mai există un rezervor de GPL la acea stație care este plin, un rezervor subteran, și această explozie ar putea să fie mult mai puternică, așadar evacuați zona de acolo, autoritățile sunt depășite, doamnelor și domnilor, poate... A doua explozie a rănit foarte mulți salvatori, mai mulți salvatori, doamnelor și domnilor, imediat informațiile oficiale de acolo, de la fața locului, zeci de oameni, ași, pompieri, sunt și ei răniți, de asemenea jurnaliștii îi la vedem fața pe colegii noștri și pericolul cu fug de acolo. Toată lumea evacuată acum, pentru că există acum, în această clipă, riscul unei alte explozii devastatoare. Stimați spectatori, foarte multe ambulanțe acolo care pleacă acum cu răniții. Deci vă dați seama, în acest moment chiar vorbim despre zeci de răniți după noua explozie de la depozitul GPL. Se vorbește, adică vin informațiile pe surse, pentru că nu pot contabiliza numărul de morți, că sunt foarte mulți pompieri morți în acest moment, adică cei care erau în a doua explozie aproape de locul stației sunt morți, sunt informații care vin pe surse, atenție, tocmai de aceea nu vă spunem numărul lor, dar sunt foarte mulți, probabil că nici autoritățile nu știu acum care este situația acolo la fața locului. Facem apel către populație, eliberați zona de acolo, poate că ar trebui luată o decizie ca poliția să intervină mult mai ferm, să elibereze zona, populația să fie evacuată și poate că și pompierii, salvatorii ar trebui să se îndepărteze. Nu înțeleg de ce nu au făcut acest lucru timp de 2 ore, cât a fost durata între prima și a doua explozie. Raedar Afat însuși a fost surprins de a doua explozie acolo la fața locului. Poate că ar fi trebuit să nu punem în pericol, pentru că uitați în ce situație suntem. Nu avem locuri suficiente în spital, Ioan Corpoș, da, și cum cerem spunea, ajutor internațional. Deja, deci nu am avut după prima explozie și ați auzit și dumneavoastră informațiile că trebuie să ducem dintre răniți în sănătate. Acum, când vorbim despre zeci de răniți, zeci de victime și încă nu avem toate veștile de acolo, cifrele oficiale despre câți pompieri, câți salvatori medici, sunt răniți sau morți, atenție. Da. Și întrebarea serii este, a avut Raed Arafat, coordonatorul acestei operațiuni, informația că urmează a doua explozie și că acolo sunt rezervoare pline cu GPL? De ce nu au evacuat în masă populația ca să nu fie afectată de a doua explozie? Rezervoare și butelii au fost acolo, pentru că o casă a luat foc din cauza faptului că o butelie în urma exploziei a
S-a dus direct într-o casă. Și în felul ăsta a luat. Doamna Drăghici, deci vă dați seama ce e acolo? Sunt doi polițiști acolo, bă, ea nu fac față. Nimeni n-a avut informații în legătură cu nimic și degeaba s-a dus domnul Arafat la fața locului să coordoneze, că era clar depășit de situație. Avem două probleme în acest moment. Ce facem cu răniții? Văd că Ministerul Sănătății e foarte reticent, raportează până în acest moment doar 2 decese și 10 persoane rănite. E adevărat, spun ei, 8 în stare foarte gravă, intubate și cu arsuri pe 80% din suprafața corpului. Cred că nici pentru ăștia 8 nu avem locuri în spitale în România. Urgent trebuie luat legătura cu statele vecine. Știu că în Bulgaria au mai fost trimise persoane arse. Am văzut că aici nu e timp de pierdut. La fața locului instalau cortul. Raportarea după prima explozie. Ultimul update, m-am uitat eu acum pe site și aceasta este, cred că ei sunt foarte reticenți, nu vor să inducă panică, habar n-am. După a doua explozie nu știm exact. Nu e cazul să ne contrazicem între noi acum, este ce am văzut eu. Deci nu a fost actualizată, ultima actualizare era ora 21:15 și nu a adus niciun update în legătură cu ce s-a întâmplat după a doua explozie. Nu avem locuri în spitale, sistemul medical este depășit, mai rău decât a fost în 2015 la colectiv. Din informațiile doamnei vieților acestor oameni. Sunt pompieri dispăruți, adică pompieri de la fața locului care își caută colegii, sunt dispăruți. Asta înseamnă... Vă dați seama suflul exploziei, ce s-a întâmplat acolo? A fost? Ați văzut cum s-a ridicat acel... Dar noi știm ce înseamnă Simon a dispărut într-o astfel de situație, dacă n-a dispărut pe drum spre piață. Da. Vă dați seama dacă atunci când a explodat a sărit o butelie direct în casa unor oameni. Deci oamenii stăteau liniștiți acolo în casă, s-au trezit cu butelia peste ei. Iar în legătură cu îndepărtarea cetățenilor, și a luat focul imediat. Nimeni nu vrea să înțeleagă cât e de mare pericolul. Toată lumea a venit temir de unde să caște gura. Oameni care n-au nicio legătură cu locul, oameni care nu dau domiciliu acolo, oameni care n-au nicio treabă, au venit să vadă și ei. Acum, sincer, cine să stea după fiecare să-l dea la o parte de acolo? Au fost chemați ce de acasă, să prididești? Au fost chemați de acasă pompieri, salvatori, medici în spitale, doamnelor și domnilor, s-au făcut celule de criză, dar înainte de asta, haideți să preîntâmpinăm acolo la fața locului populația să fie evacuată, să plece de acolo, pentru că există informații că există, iată, un al treilea rezervor, un al doilea rezervor, de fapt, subteran, care se plin. De asta spuneau, aveți mare grijă, e foarte probabil, așa cum s-a întâmplat puțin mai devreme, să avem o nouă explozie devastatoare. De asta i-am rugat și pe colegii noștri care transmiteau și în momentul în care copiii am primit informația să plece, colegii să evacuăm. Colegii noștri care s-au dus acolo să ne dea informații cât mai aproape de locul evenimentelor și ne spune și Marina că e doar puțin pârlită pe mână, deci în sfârșit trebuie să ai grijă de siguranța ta înainte de orice, că nimeni nu se îngrijește de tine. Dispeceratele de la ISU, dispeceratul de la SMUR și dispeceratul de la ambulanță, ne spun colegii, sunt asaltate aceste dispecerate pentru că se dau indicații care, unde să fie duși. Vedeați mai devreme că se monta acolo la fața locului un spital mobil, nu știu dacă era chiar neapărat un spital mobil. Umflau acolo ceva, poate acest cort, spital mobil, ce-o fi el, trebuie pus mult mai departe, trebuie pus într-o zonă sigură, pentru că uitați ce s-a întâmplat acolo, vedeți salvatorii pe jos, uitați ce au reușit colegii noștri să filmeze în timpul exploziei. Imaginele nu sunt clare pentru că suflul exploziei i-a aruncat și pe colegii noștri la pământ. Ați văzut ce spunea Marina Cioa, că s-a adăpostit după o ambulanță. Sunt răniți pe mâini, dar spunea ea mai devreme că au mers la ambulanțe și alții sunt și mai arși decât ei. Le-au spus să aștepte pentru că au și alți răniți care sunt mult, mult mai grav. Vedem imagine de acolo, de la fața locului. Focul nu a fost stins. Sunt foarte mulți pompieri, salvatori, doamnelor și domnilor răniți. I-ați văzut chiar în imagini, iată, momentul în care, ce vedeți acum pe micile ecrane, în momentul în care a fost deflagrația. Și vă dați seama, colegii mei, în momentul în care am filmat, eram la o distanță destul de mare, Simona, de acel depozit. Vă dați seama, salvatorii, medicii, cu toții care au fost acolo, foarte aproape de depozit, încercând să ajute victimele, să ajute răniții, au devenit și ei victime sigure, iată, răniți. Tocmai de asta
toate ambulanțele din București, Ilfov, Dâmbovița, toți salvatorii se îndreaptă acolo către locul acestei mari tragedii, Crevedia, Dâmbovița, foarte aproape de București, și sunt aduși răniții peste tot în capitală. Hai să mergem, numai Roxana, hai să mai mergem la fața locului acolo, la Roxana Ciucă, colegii noștri sunt în direct de acolo. Roxana, ce se mai întâmplă acolo? Da, Simona, se întâmplă că suntem pe telefon cu, și dăm telefoane în continuu noi reporterii și autoritățile dorm, dar la propriu cred că dorm, că e ora 21 și 42 de minute, că nu răspunde nimeni, înțelegeți? Deci, domnul Iohannis, dacă vă uitați la noi, domn Predoiu, vă sun în continuu, nu răspundeți. Domnul Arafat, înțeleg că e aici, am văzut ceva mai devreme la fața locului, dar un pic așa nu vă e rușine, că sunt persoane care au murit, sunt oameni care sunt răniți în momentul de față, sunt oameni care, uitați cum stau, au rude, sunt dincolo de această barieră, de acest filtru, pentru că noi nu suntem lăsați să trecem. Stai un pic că se întorc cu spatele, nu vor să fie văzuți. Dăm pe partea cealaltă, te rog, arată-mi pe partea cealaltă. Uitați-vă ce-i pe partea cealaltă, oameni care dincolo de acest filtru al poliției au rude, au bunici, au copii, au ieșit mesenii de la nuntă de aici, nu știu ce se întâmplă, pentru că înțeleg din anumite surse, spun ei de aici, că în subsol, Glic, hai să arătăm oamenii, te rog, ținem imaginea pe oameni, înțeleg că e un depozit în pământ. Te întrerupem, Costin Soare, mergem chiar acum la el, pentru că are informații despre salvatorii răniți, câți salvatori, câți pompieri sunt răniți acum după noua explozie. Costin. Ioan, este informație oficială la acest moment de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. 5 răniți, unul în stare foarte gravă, medicii încearcă să-l stabilizeze. Nu avem până în acest moment nicio persoană decedată din rândul echipelor de intervenție. Așadar, au existat multe speculații despre pompieri care să-și fi pierdut viața. Repet, la momentul la care vorbim, nu există vreun pompier care să fi decedat. Datele sunt însă date cu fiecare clipă. Dar și există, voi reveni Costin, de da. Dar există informații despre pompieri, despre salvatori dispăruți în momentul de față? Sunt echipaje în recunoaștere la fața locului, pentru că, evident, după cea de-a doua explozie, sunt persoane care au fugit din calea exploziei, unii s-au prăbușit, au fost răniți. Evident că se actualizează aceste date, dar durează până sunt centralizate, inclusiv la IGSU. Dar 5 este bilanțul până în acest moment, unul în stare foarte gravă, nu se știe dacă va supraviețui. Iată așadar, doamnelor și domnilor, 5 salvatori răniți după explozii, unul e în stare foarte gravă, este informația oficială, important de spus, informația oficială care vine acum de la autorități. De acolo, Costin Soare are toate veștile de ultimă oră, chiar de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență despre salvatorii. Uitați care acolo au fost răniți. Oamenii, Cristina Mihelescu, alături de ei, să vedem ce spun. Cu ei. Să mai spunem și că angajații stației GPL, adică la angajați nu s-a putut ajunge. Nu. Sunt două persoane. Wow, auzim pe Cristina Mihai. Ultimul suflu a fost foarte puternic. S-a mișcat blocul, pur și simplu. Cu tremur sau ce? Cu tremurul n-a fost nimic față de asta. Asta e explozie automat. Că știu și cu tremurul, că eu sunt mai... Mai veche în... Și cum ați reacționat, doamnă? Că e aici foarte aproape, la câțiva metri. Cum am reacționat? Am venit aici jos, atât. Eu m-am calmat, dar fata mea nu prea... Sunt oameni cu atacuri de panică, s-au speriat pe aici? Cam foarte mulți. Doamnă, dar ce e aici? Ce funcționa GPL-ul ăsta? Nu știu dacă funcționa sau nu. N-ați văzut? A, nu! Nu funcționa. Era o stație de butan gaz. Nu, era o parcare de tiruri și de o stație GPL dezafectată. Am înțeles că încă mai încărca butelii. Nu mai încărca. Se aude și elicopterul smurt. Adică nu funcționa. Nu funcționa. Dar dumneavoastră sunteți la o petrecere, văd. Da. La ce se spune? Nuntă botez chiar aici, lângă... Fata fetei mele face nuntă. E mireasă. Și aveți nuntă și... Și s-a mai auzit o explozie în urmă cu puțin timp. Nu e o problemă, nu bate vântul, nu trebuie să ne impacientăm, pentru că nu e pericol. E departe, nu bate vântul, nu e pericol, că nu bate vântul. Dacă e... Ia
spuneți-mi de ce... Doamne, dumneavoastră chiar credeți că suntem proști de veniți să spuneți azi? Spuiți-vă, doamne, nu vă vedeți de nunta dumneavoastră. Veniți și ne spuneți că vale verne. A fost o explozie acum, ați auzit-o acum câteva secunde? Câteva secunde, câteva minute. A fost acum, s-a încă o explozie. S-a auzit puțin mai devreme, elicopterul smurde, de asemenea se aude foarte multe ambulanțe. Cristina, la ce distanță te afli tu de locul exploziei? E a treia explozie la depozitul GPL. Situația e critică, stimați telespectatori. Ați auzit ce spunea colega noastră? S-a auzit o altă explozie și ei sunt tot mai departe de această zonă pentru că nu se mai poate trece. Toată lumea e evacuată. Cred că nu ne aude foarte bine Cristina de acolo. O sugestie, poate... Ia uitați ambulanțele. Poate îl sunăm pe primarul din Crevedia, domnul Petre Florin, pentru că... Catastrofă în adevăratul sens al cuvântului, da, doamnelor și domnilor. Da, o catastrofă națională. Celula de criză la Ministerul Sănătății evaluați primii pacienți pentru transport deja în străinătate. Deci acolo suntem, acolo ne aflăm în acest moment. Pompierii care veneau acum sunt pompieri din alte județe care încearcă să ajute, dar iată Cristina Mihăilescu care se afla în zonă și nu ne mai aude în acest moment. Spunea că aude o a treia explozie. Acolo colegii noștri sunt la un kilometru distanță și pot fi explozii de diverse care vin acolo. De diverse magnituri. Imediat revenim, stimați telespectatori, cu toate informațiile importante. Informațiile serii, doamnelor și domnilor, cu transmisiuni speciale de acolo, de la fața locului, colegii noștri afectați și ei de explozie. Îi vedeți, operatorul nostru, da, Simona, reporterul ei care s-au aflat acolo și ne bucurăm că sunt vii, nevătămați, putea să fie o adevărată tragedie. Dar, și pentru în schimb, ei sunt mulți răniți, morți la această oră. Autoritățile nu știu deocamdată numărul exact al răniților. Se caută locuri în spitale. Ministrul Rafila, în exclusivitate aici la România TV, caută locuri, spunea că caută locuri în spitalele din alte țări. E ca la război. Așteptăm veștile oficiale de la Raed Arafat să vedem exact câți dispăruți, ce se întâmplă cu ei. Revenim cu imaginile momentului în doar câteva clipe.